în calitate de președintele Fundației Renato Usatăi, vreau de asemenea să vă felicit. Deci mesajul este același, vreau mai multe zâmbete pe chipurile oamenilor și anume cu acest prilej și sper că cadoul cu care am venit astăzi să vă aduc acel zâmbet pe față. Domnule primar, știu că din păcate conducerea țării nu prea are grijă și nu prea le pasă de ceea ce se întâmplă în satele din Republica Moldova și prin ce chinuri trec locuitorii, dar în mod special dumneavoastră, ca în calitate de primar, nu le pasă și nici nu vor să știe prin ce greutăți treceți. Noi, cu un mic cadou, și sper să vă fie de folos acest certificat în sumă de 100 de mii de lei pentru satul dumneavoastră, sper că domnul primar știe ce să facă cu acești bani. Sperăm să fie repartizați acolo ca fiecare din dumneavoastră prezenți aici, poate cei care stau la căsuțe și sărbătoresc hramul, să vadă acea realizare și implementarea acestor bani. Felicitări încă o dată! A fost întotdeauna oaspete de onoare, mult așteptat la noi în localitate, cu toate că a avut posibilitatea de a trece numai o dată, însă reprezentanții partidului nostru au fost permanent la noi în localitate. De aceea, prin intermediul dumneavoastră, transmiteți domnului Renato Usatăi diploma de onoare, oaspete de onoare, în cadrul sărbătorii Hramul Satului Ruseni 2016. Dacă spate, domnul Dumitru, să-i transmiteți dumneavoastră.